mulțumim că ați venit la lansarea numărului 2 pe 2020 din revista GrowSap. Este revista, de fapt este un jurnal academic de studii de film și media în limba engleză pe care facultatea de film îl scoate de 4 ani de zile. O să o invit pe doamna profesoară Dana Duma, care este și redactorul șef al revistei, să vă prezint acest număr care are o temă și niște articole interesante. De asemenea, aș vrea să prezint ca parte din redacție pe criticul de film Mihai Turgea și pe doctoranda Andreea Mihagea, doctorandă în studii de cinematografie și deci, în primul rând, vreau să spun că eu nu sunt redactorul șef, suntem noi două editoare la această poziție și la numărul ăsta am fost, să zicem, responsabil de număr. E un număr de pe filmul documentar și mă bucur că a reușit să iasă exact când documentarul românesc este în atenție internațională. Știm bine cele două nominalizări la Oscar pentru filmul colectiv și premiuri, poate, după unii și mai prestigios la Sundance pentru filmul Acasă. Și noi am încercat să abordăm niște teme legate de documentar mai puțin cunoscute. Deci, pe de-o parte, Lucian Țion analizează documentarul lui Ionel Coruboru dintr-o perspectivă interesantă, deci considerând că documentarele lui sunt poziția acestei generații post socialiste, referitoare la trecut, pe care unii văd, mă rog, în tâmpuri foarte sumbre, isteric, ceea ce generația lui nu face. Eu însă m-am scris un text despre documentar de animație, un format hibrid, cel mai abordat în animația de astăzi, grație instrumentarului digital. Și, în fine, cu teme din ce în ce mai importante, serioase. Domnul Călin Coto, care își cere scuză că nu a ajuns acasă și ne salută din Brașov, a scris un text interesant despre schimbarea canonului în documentarul românesc odată cu apariția filmului Apa ca un Ivonei, documentarul care după cum a și lansat cu generația 70. Mihai Fulger, împreună cu Mihaela Grancea de la Universitatea din Sibiu, scriu un text foarte bun și foarte la zi, ca să zic așa, despre reprezentarea Holocaustului în documentarele românești. O temă foarte la zi și urmărătoare, că am făcut puțin mai devreme lansarea, pentru că a fost pe 28 iunie, deci comemorarea, da. Așa, și Marian Tuțui are o temă asemănătoare, dar referindu-se la cineaștii români de origine evrească care au reușit să scape din infernul ăsta antisemit la timp și au ajuns figuri de pe prim plan în cinematograful internațional, în Franța, Germania și în Statele Unite. Iar Andrei Iulian Iancu, recent doctor al școlii noastre, doctoral, scrie un text despre metodele moderne despre salvare a vechilor filme. Foarte interesant, pentru că atunci, de fapt, și asta este un lucru care pe noi ne interesează, am făcut deja o proiect, sisteme de arhivare și sisteme de recuperare. Trecem revista, am învățat citind articolul, mă rog, să propun școlii, la un moment dat, achiziția unor astfel de sisteme. Era că e și un proces tehnologic care cred că e destul de consistent, nu știu dacă putem... Nu, niciodată, întotdeauna poate vinile pentru educație, da. Nu știu ce să spun. Și de asemenea, în acest număr există o secțiune foarte interesantă de data asta, de book reviews, de recenzii de cărți.
unul este datorat din un profesor la o universitate din Turcia și să vedem dacă poate să le spun cu numele bine. Kürkür Kertogan, unii dintre noi ne cunosc pentru că a fost la festivalul nostru cinema Iubit și domnul profesor Gürbüzay. De asemenea, o foarte bună recenzie și foarte serioasă, consistentă, despre o carte dedicată documentarului Litera și Vare, Andreea, în calcea pe unul aici dumneavoastră și dorim succes în susținerea doctoratului care va avea în sculptura aici. Deci asta e, noi de aici suntem dispuse să mai facem un număr dedicat relații dintre timp și teatru și vom lansa în scurt timp un call for papers, pentru că aici sper să îi activăm și pe deci, colegii noștri de la teatru. Și sigur ar trebui un număr ca să se facă 5 ani la RUPA, poate un număr bun, rezultat dintr-o conferință pe care sper că o vor face cei de la departamentul filmologie, filmologie și scenaristică. Și profit de ocazie să mulțumesc domnului Laurențiu Damian, care a subvenționat revista Tron Zap până astăzi.